Primarul PSD din Comuna Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean, a fost la un pas să câștige alegerile cu 100% din voturi. Potrivit datelor provizorii, Dumitru Nimițean a obținut un nou mandat de primar cu numai puțin de 97,75% din voturile valabile exprimate în această comună. El a fost votat de 697 de locuitori din Comuna Ciprian Porumbescu. De remarcat că la aceste alegeri mai mulți primari au obținut un nou mandat având scoruri record. Peste 90% au obținut primarii din Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, PSD, 96,46%, Slatina, Vasile Vlăduț German, PSD, 96%, Braza, Gheorghe Lesenciuc, PSD, 92,97%, Capul Câmpului, Marcela Bârsan, PNL, 91,42%, Dolhe Cristinel Bărculescu, PSD, 90,24%, și Boroaia Vasile Berariu, PSD, 90,76%. În urma alegerilor locale de duminică, PSD a câștigat primăriile din 61 de localități sucevene. Înainte de alegeri, PSD avea 50 de primării. 10 dintre primăriile câștigate la alegerile de duminică de candidații PSD erau conduse de primari liberali. PNL a câștigat alegerile în 49 de localități. Două localități, orașul Milișeuț și comuna Botoșan, au fost câștigate de candidații ai ADU. Aur a câștigat într-o singură localitate, în comuna Bosan, prin actualul primar Nicolae Miron.